Mai vreau să fac o scurtă mărturisire. Volumul manuscrisului de predici a Părintelui Nicolae a fost unul dens. Dens. Bogat, generos. Iar sistematizarea întregului volum, întregului manuscris, lucru nu întotdeauna ușor sau facil, toată această muncă de sistematizare au făcut-o două ucenițe, două ofice duhovnicești ale Părintelui Nicolae Bărdășiu, apropiate nouă tuturor, le cunoaștem. E vorba de Nicoleta Mărgărit și Ana Sandra Ștefăniță. Vreau să le mulțumesc, fiindcă chiar au trudit, chiar au muncit la acest manuscris și au aportul și contribuția lor, jertfa sau efortul lor în realizarea și desăvârșirea acestei lucrări. Le mulțumesc! Cu toate că dumnealui e mai retras, așa, mai discret, îl poftesc totuși pe domnul director Grama să spună câteva cuvinte. Vă rog! Prin domnul Grama, doresc să vă precizez că această carte, cum spuneam, vă va fi tuturor distribuită la sfârșit gratuit, cu rugămintea din partea noastră, ca acolo unde sunteți mai mulți membri dintr-o familie, să luați doar o singură carte, unul singur, fiindcă vrem să ajungă la toată lumea. Să încercăm, să reușim, să o putem împărți așa, în așa fel încât să ajungă la toți. Și de aceea nu cred că e necesar ca acolo unde sunt doi sau trei membri dintr-o familie să ia fiecare câte un exemplar, ci doar unul singur din cei trei sau doi și să o citiți cu toții, dar pe rând. Vă mulțumesc. Domnul Grama, vă rog.